Bună! Pentru antrenamentul de astăzi am gândit să introducem câteva materiale. O să avem nevoie de o minge, o minge moale de pilates sau, dacă nu, o pernă mică și două gantere. Ca înlocuitor pentru gantere putem folosi două sticle de apă de jumătate sau de un litru de cent. Pentru primul exercițiu de astăzi vom începe utilizând cele două gantere sau sticlele cu apă mai menționate anterior. Vom începe din întins pe spate și vom mobiliza musculatura umerilor, dezvoltând și forța brațelor cu ajutorul ganterelor. Vom începe din întins pe spate, brațele pe lângă corp și palmele orientate către șolduri. Pe inspir, aducem brațele cu coatele întinse spre înainte, către tavan. Pe expir, lăsăm ușor brațele să cadă spre înapoi, controlând mișcarea și executând-o cât mai lent. Continuăm să expirăm, aducem brațele prin lateral până la nivelul șoldurilor și revenim cu palmele orientate către șold. Vom avea 10 repetări. Inspir, duc brațele către tavan, expir, cobor cu brațele spre înapoi și cobor cu ele prin lateral, jos, până lângă șolduri. Continuăm cu încă 6 repetări. Al doilea exercițiu, vom utiliza mingea. Ne vom dedica musculaturii abdomenului și vom executa cât mai controlat câteva mișcări, derulare a spatelui, de pe saltea și coborâre înapoi. Plasăm mingea între genunchi și facem o presiune ușoară pe ea. Pe parcursul exercițiului vom încerca să menținem această presiune asupra mingii. Ne întindem pe spate, brațele în prelungirea umerilor, întinse pe lângă urechi sus, abdomenul încordat, conectat pe parcursul exercițiului. Vom începe prin a aduce brațele către tavan, iar apoi dezlipim umerii și capul de pe saltea, coborâm cu brațele până la nivelul șoldurilor. Revenim cu brațele către tavan și începem să rulăm secvențial spatele și capul pe saltea. Inspir, aducem brațele către tavan, pe expir, ne dezlipim cu umerii de pe sol, încordăm abdomenul, inspirăm, păstrăm poziția, expirăm, venim cu brațele către tavan și rulăm totul înapoi. Inspir, păstrez conexiunea cu mingea și cu abdomenul încordat, inspir, vin cu brațele către tavan, expir și cobor. Repetăm de încă 7 ori. Patru repetări.
3. Două. Și ultima. Expir, dezlipim. Inspir, păstrăm poziția. Expir, revenim. La al treilea exercițiu, vom sta întinși complet în lateral și ne vom folosi doar de stabilitatea bazinului, de forța musculară a picioarelor și vom antrena musculatura abdominală. Din întins lateral, brațul de jos, ne saltea capul sprijinit pe braț. Trunchiul și picioarele pe aceeași linie, ambele picioare cu genunchi întinși și vârfurile întinse. Vom începe prin a dezlipi amândouă picioarele de pe sol. Continuăm cu forfecarea acestora. Păstrăm genunchii întinși, vârfurile întinse. Ducem un picior spre înainte, celălalt spre înapoi, menținând stabilitatea bazinului. Revenim și schimbăm poziția, alternăm celălalt spre înainte și spre înapoi. Revenim. Continuăm cu încă 9 repetări. Inspir, deschid. Expir, închid. Forfecăm și revenim. Păstrăm abdomenul cât mai încordat și bazinul stabil. Șapte. Șase. Cinci. Patru. Trei. Două. Și ultima. Revenim cu amândouă picioarele pe saltea. Acest exercițiu se execută de pe fiecare parte a corpului, 10 repetări pe fiecare parte. Pentru ultimul exercițiu de pe ziua de astăzi vom avea nevoie de minge sau de perna amintită anterior. Vom sta întinși pe burtă, vom plasa mingea sau perna sub bazin și vom sta întinși și relaxați. Din întins pe burtă, picioarele ușor depărtate, lăsăm călcâiele să cadă spre interior, încordăm ușor abdomenul și fesierii, păstrăm trunchiul pe o linie alungită, capul în prelungirea coloanei. Lent și controlat, pe inspir, vom întinde cât mai bine piciorul stâng, vom da o senzație de alungire și vom desprinde piciorul de pe saltea. Păstrând vârful întins și genunchiul întins, încordăm fesierii și ținem piciorul ușor în extensie. Revenim pe podea, alternăm cu dreptul. Vârful întins, genunchiul întins, fesierul încordat, piciorul alungit și revenim. 10 repetări cu fiecare. Nu uitați, menținem coloana alungită, capul în prelungirea trunchiului. Umerii relaxați departe de urechi. Antrenăm și stabilitatea trunchiului. Păstrăm poziția cât mai corectă. Cinci repetări cu fiecare.
4. Trei. Două. Și ultima. Bun, și vom încheia antrenamentul la fel ca de fiecare dată. Sprijin pe genunchi, șezuta pe călcâie și alungim musculatura spatele. Brațele spre înainte, fruntea pe saltea. 3 inspiruri ample. 'Mulțumesc că ați fost alături de mine și sper să ne revedem în curând la antrenamentele viitoare.